Astăzi ne întâlnim probabil la partea a doua, sper că nu și a treia, anii 1900 au fost plini, astfel hai să începem ceea ce cred eu că este partea a doua. Pe 25 august 1920, după primul război mondial, Lenin încearcă să își ducă viziunea asupra lumii în restul Europei, vă recomand episodul despre Lenin, și în bătălia de la Varșovia, Polonia, aleasă pentru viziune, reușește să înfrângă armata roșie a rușilor, oprind avansul lui Lenin. Mai au loc două, trei lucruri bune. 1923, de Broglie propune teoria materie undă. În același an, Heisenberg vine cu principiul incertitudinii. Pe 7 septembrie 1927 avem prima imagine televizată transmisă, făcută de Philo T. Hansworth, el lansând o nouă industrie pe care urmează să o urască văzând ce este publicat la televizor și interzice întregii familii să se uite la acesta. Și așa se termină lucrurile bune. În 1928 începe planul de 5 ani sovietic. Prin acesta 5 milioane de ucrainieni sunt lăsați să moară de foame în timp ce continuă să exporte mâncarea înspre Rusia. Jurnaliștii și întreaga lume trebuie să ignore ce se întâmplă acolo și să-l aplaude pe Stalin cu succesul său. Pe 15 septembrie 1928, bacteriologistul Alexander Fleming observă că mucegaiul de penicilină omoară stafilococul și pornește un război împotriva bolilor cu antibiotice. Pe 28 februarie 1930 se descoperă ceea ce oamenii presupuneau că există, observând că există niște inconsecvențe. În orbita lui Uranus s-a presupus că e posibil să fie o a noua planetă acolo. La această dată este descoperită planeta pe care o vor numi oamenii de știință Pluto și pentru că este tare micuță, atât de micuță încât nu reușește să afecteze orbita a nimic, în 2006 este luat titlul de planetă, pentru că, na, dacă zicem ție planetă, trebuie să mai spunem și altora și nu vrem asta. În 1932, Sir James Chadwick descoperă neutronul. Un an mai târziu, în 1933, în Germania, care acum era ocupată de alte lucruri, Ernst Ruska inventează primul microscop neutronic. O altă revoluție în știință începe, de această dată oamenii putând să se uite mai adânc în celulele vii. În glorioasa America, pe 5 aprilie 1933, președintele american Franklin D. Roosevelt le interzice americanilor, cu pedeapsa de până la 10 ani în pușcărie, să dețină mai mult de 140 de grame de aur. Dacă au mai mult de 140 de grame, trebuie să-l predea pe tot guvernul american pentru un preț de 22 de dolari la 30 de grame de aur. Imediat ce americanii și-au predat aurul, a fost crescut prețul la 38 de dolari pe 30 de grame. Interdicția a ținut până în 1974. În 1931, M1 Grand, prima armă semi-automată, a fost inventată. Acesta avea un încărcător cu 8 cartușe care puteau să fie trase și se va descoperi în cel de-al doilea război mondial, va fi un avantaj incredibil de partea americanilor împotriva armelor cu un singur glonț, cel puțin în frontul asiatic. Pe 6 mai 1937, aeronava Hindenburg, germană, explodează. Din 97 de persoane, 61 în mod surprinzător supraviețuiesc. Explozia a avut loc în New Jersey și a fost din cauza hidrogenului folosit. America era producătorul principal de heliu la acea vreme și navele ei folosea heliu, dar avea embargo împotriva nemților, adică nu le vindeau heliu, astfel nemții au folosit hidrogen, care era mult mai inflamabil și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar oamenii vor uita rapid treaba asta pentru că intrăm din nou în război. Pe 10 noiembrie 1938 are loc Kristallnacht, noaptea în care naziștii au ieșit împotriva iudeilor, au spart ferestrele sediilor de afaceri, a sinagogilor, au împrăștiat străzile de cioburi de sticlă, din acest motiv se numește Kristallnacht. Și desigur, nu a fost distracție pentru oamenii de pe străzi. Pe 4 iunie 1938, japonezii avansează atât de mult în China încât aceștia ajung la soluții disperate pentru a opri avansul Japoniei. Chiang Kai-shek îi ordină comandantului Zhang Yao să deschidă digurile râului Galben, astfel încercând să îi înnece. Din nefericire, japonezii nu sunt dați înapoi, mai mult de atât, 1 milion de chinezi urmează să moară din cauza inundației create de către propriul stat și mai mulți oameni militând după această decizie, urând guvernul chinez de partea taberei comuniste. Și puțin timp mai târziu, pe 1 septembrie 1939, prin invazia Poloniei, Germania pornește cel de-al doilea război mondial. Acesta se va termina cu pierderi de vieți la numărul la 70 de milioane de oameni, undeva la 2/3 fiind civili.
nu soldați. Unul din 10 nemți urmează să moară, 90% din acești 1 din 10 pe frontul rus. 27 de milioane de sovietici vor muri, 15 milioane de chinezi de asemenea. Este conflictul armat care a luat cele mai multe vieți de până astăzi, undeva la 30.000 de oameni murind zilnic. Pe 30 noiembrie 1939, fiind pusă pe distracție, Rusia invadează Finlanda, pornind războiul ruso-finlandez. Rușii se descurcă atât de prost împotriva finlandezilor, un inamic mult mai slab, încât Adi Haș primește confirmarea slăbiciunii armatei roșii. În ciuda acestui fapt, pe 12 martie 1940, rușii până la urmă câștigă războiul ruso-finlandez. În 1940, enigma este spartă, aparatul de decodificare a mesajelor germane de către Alan Turing și Welchman. Această decodare a aparatului Enigma urmează să salveze viețile a zeci de mii, sute de mii, poate milioane de soldați aliați. Pe 7 septembrie 1940 are loc The Blitz, bombardarea cu 337 de bombardiere germane a Londrei, este făcută efectiv una cu pământul. Bombardarea din partea a 300 de bombardiere germane, care lansează aproape 340 de tone de bombe asupra Londrei, făcând-o practic una cu pământul. Pe 22 iunie 1941 începe istoric operațiunea Barbarossa, la aceeași dată în care Napoleon a pornit lupta împotriva rușilor pe teritoriul rușilor. Adică aș trebuia să știi mai bine decât atât, dacă Napoleon a reușit, nu reușești nici tu, megalomanule. În ciuda acestui fapt, Stalin nu a fost pregătit pentru că el nu a crezut sursele de spionaj care au spus cât de mulți nemți vin împotriva lui. Pe 7 decembrie 1941, Hawaii, teritoriu american. 5 nave de luptă americane sunt scufundate de către 5 submarine micuțe și 353 de avioane de luptă japoneze într-un atac surpriză. Pe 8 decembrie 1941, doar o zi mai târziu, japonezii atacă și insula Wake, tot a americanilor. Armata mult superioară japoneză nu reușește să cucerească insula, aceasta primește și întăriri din Hawaii, care, dintr-un motiv sau altul controversat până ziua de astăzi, sunt chemate înapoi. Soldații din insula Wake reușesc să împingă pe japonezi la marginile acesteia și, în ciuda avansului, până la urmă, americanii se predau. Toată bătălia a ținut până pe 23 decembrie, când americanii au cedat. O altă decizie controversată. În același timp, tot pe 8 decembrie, din cauza vremii proaste, japonezii au decis să nu mai atace în același timp Filipinele cu Pearl Harbor, alegând ziua următoare, deci 8 decembrie. Astfel, doar 10 ore după Pearl Harbor, Filipinele sunt atacate și, de asemenea, americanii știau, au primit informații, dar nu au crezut că e real atacul. Baza nu pregătește niciun fel de apărare și toate avioanele de la teren sunt făcute una cu pământul la teren. Și două zile mai târziu, pe 10 decembrie 1941, HMS Prince of Wales și HMS Repulse sunt scufundate de către forțele aviate japoneze, lângă Singapore, punând astfel efectiv capătul luptelor marine de succes. Admiralul Sir Thom Phillips a refuzat să primească ajutor aerian, crezând că navele sale de luptă sunt destul de puternice încât să facă parță câtorva avioane micuțe japoneze. Știind că până la acea dată niciun alt vas de luptă nu a fost cufundat doar de avioane. De la acea dată a fost evident că orice vas de luptă fără sprijin aerian este decis pierdut. Pe 12 decembrie 1942, la Universitatea din Chicago, Enrico Fermi creează prima reacție nucleară care se susține singur. Un alt atac, în februarie 23 1942, un submarin distruge o rafinărie americană în California. Pe 7 mai 1942, forțele americane și japoneze se luptă pe mare, însă doar cu portavioane. Acestea nu au tras niciun obtus, niciun foc, nu s-au văzut nici măcar între ele, toată lupta a fost făcută în cer, asupra mării de coral. Bătălia a fost la egalitate, pierderile egale, totuși Japonia nu a reușit să avanseze în urma acestei egalități. Iar pe 4 iunie 1942 începe declinul japonezilor. În bătălia de la Midway, în Pacific, ei nu doar că pierd 4 portavioane, ci pierd și 200 de piloți extrem de bine antrenați. De această dată, portavionul devine cel mai important pion de război, pion folosit cu prevalență până atunci de japonezi, iar în război lumea se deșteaptă rapid. 12 iulie 1943, cea mai mare luptă între tancuri are loc între forțele germane și ruse la bătălia de la Kursk. Comandanții germani ar fi vrut să atace cu 2 luni mai devreme, dar Adi Haș a așteptat ca tancurile lui cele mai bune să apară pe front. Din nefericire, aceste 2 luni le-au dat timp rușilor să se pregătească. Avansul pe care l-ar fi avut cu tancurile mai bune a fost pierdut, timpul ar fi fost mai vital cu tancuri mai slabe. Terenul a fost plin de tranșee, minat, artileria pusă, câmpul de bătălie pregătit după
puterile pe care le aveau ei mai mari. 27 iulie 1943, Hamburg, Germania. Este mijlocul unei furtuni cu flăcări unde 739 de avioane aruncă tot ce au pe ele asupra orașului. Temperatura aerului a ajuns la 800 de grade Celsius. Tornade efective de flăcări se formează în oraș, totul la mâna bombelor incendiare lansate de către avioane. Vânturile ajung la distanțe de aproape 300 de km la oră, vânturi încinse de flăcări. Asfaltul ia foc spontan, iar oamenii care s-au ascuns în buncăre subterane rămân fără aer pentru că acesta este consumat la suprafață și se asfixiază. 42.600 de oameni civili mor, aproximativ jumătate din numărul celor care urmează să-și piardă viața la Hiroshima. 9 septembrie 1943, bomba Fritz X scufundă vasul Roma, devenind primul vas scufundat de către proiectile ghidate de la distanță. Ghidate de către nemți, desigur. 22 mai 1944, forțele aliate lansează un atac organizat împotriva tuturor resurselor de combustibil pentru aviația germană, punând capăt celui de-al treilea Reich. 3/4 din tot dieselul german arde, iar în ultimele zile ale războiului, tancurile germane aveau ordine de a ataca, dar nu aveau combustibil pentru a avansa. Pe 6 iunie 1944, după ce e catastrofa din punctul de vedere al germanilor pe frontul estic cu rușii, începe și debarcarea din ziua D în Normandia și asta începe finalul efectiv al celui de-al treilea Reich. Pe 6 februarie 1945 avem primul submarin care scufundă un alt submarin, HMS Venturer, britanic, scufundă germanul U-884 lângă Norvegia. Pe 9-10 martie 1945 are loc cel mai dureros raid aerian din timpul celor de-al doilea război mondial asupra Japoniei. 100.000 de oameni urmează să moară după ce Tokyo este acoperit de flăcări. Pe 16 iulie 1945, la ora 5, lumea devine martoră primei bombe nucleară din timpul proiectului Manhattan, unde micuța bombă Trinity cu un pic de plutoniu dovedește ce poate să facă. 3 săptămâni mai târziu, pe 6 august 1945, bombardierul Enola Gay, pilotat de colonelul Paul Tibbets, cel care nu a vrut să se știe unde este îngropat pentru a nu fi centru de proteste împotriva bombelor nucleare, lansează o bombă asupra Hiroshimei, Japonia, care avea 60 de kilograme de uranium în ea. Omoară instantaneu undeva la 80.000 de oameni și în zilele care urmează 200.000, iar 3 zile mai târziu, pe 9 august 1945, bomba Fat Man, aceasta avea doar 8 kg de plutoniu, o lansează asupra Nagasaki-ului tot în Japonia. Cele două programe separate care au dezvoltat bombele au costat 23 miliarde de dolari, deci 5 miliarde în total. Câteva zile mai târziu, pe 14 august 1945, Japonia capitulează. În următoarea zi, după atacul asupra Japoniei, împăratul Hirohito, pentru prima oară, vorbește la radio și pentru prima oară întreaga Japonie îl aude și declară capitularea acesteia. Se estimează că în război au murit până la 70 de milioane de oameni, majoritatea civili, și costul a fost undeva la $1 trilion în vremea aceea. Și am terminat cu războiul mondial. Suntem în 1946. Începem cu distracția. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest episod. Ne vedem data viitoare cu terminarea. Cred că tocmai am terminat cele două războaie mondiale. Mai departe o să fie lucrurile mai liniștite, mai line, dar urmările războaielor vor fi experimentate, simțite și dureroase mai departe. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Uitați de și like și abonare cu cel de notificare. Spuneți-mi ce fel de alte episoade din istorie vreți să acopăr, care v-au plăcut mult din subiecte și ar merge episoade de sine stătătoare. Vă mulțumesc! Le mulțumesc și eu care susțin prin Patreon, prin calitatea de membru pe canal. Ei țin și susțin mai departe totul. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mere!